cum ați luat hotărârea să faceți acest pas al botezului? Se numesc Catere Costel. Da. Și am început să urmez calea Domnului, începând cu anul acesta, dar eu am urmat din anii 70, chiar și mai înainte. Și la un moment dat am părăsit casa Domnului și m-am reîntors anul trecut, în septembrie. Și am urmat să cânt la biserica din Peretari, am fost înainte de... La început am fost la biserica din Corbota, care era la... La Titulescu, la Vasara. La Vasara. Și am încercat să vin din nou în casa Domnului și să urmez cuvântul Domnului și o să primesc și botezul, dacă va fi îngăduit. Sigur, e porunca Domnului, noi dorim lucrurile astea, dacă și dumneavoastră doriți. Sigur, din toată inima. Toate puteți. Ce a făcut Domnul Iisus pentru dumneavoastră? Pentru mine a făcut foarte mult. Cel mai mult. Ce a făcut Domnul Iisus pentru dumneavoastră? M-a iubit și m-a mântuit. Slavă Domnului, credeți că sunteți mântuiți? Cred că da. Doriți să ajungeți în cer? Sunteți hotărâți pentru lucrul ăsta? Da. Doresc să ajung în cer până și voi urma cuvântul Domnului până la sfârșitul vieții mele. Domnul să vă ajute. Știți că Domnul așteaptă de la noastră ceva. Așteaptă credință, încredere și roade. Și roade. Ca să puteți spune. Domnul să vă dea putere să aduceți roade pentru el. Până când sunteți hotărâți să mergeți pe cale? Până la sfârșitul vieții. Domnul să vă ajute și să vă întărească. Un har și pace și ne rugăm pentru dumneavoastră.